și noaptea chiar i-am văzut. Față de altă dată, eu știu, vorbesc în urmă cu vreo 10 ani, să dau ca exemplu, incomparabil mai bine, categoric. Da. Cu ajutorul utilajelor performante și a unei planificări eficiente, societatea Salubris desfășoară un amplu program de curățenie în municipiul Iași. După îndepărtarea deșeurilor și a murdăriei de pe străzi, utilajele aspiră, mătură și spală străzile și zonele intens circulate. Este curat. Da. Am spus, este foarte frumos orașul, foarte curat, îngrijit. În perioada de vară, Salubrisul pune din ce în ce mai mult accent pe udarea străzilor. Spălarea lor, udarea lor, eu știu, împrospătarea lor, pentru ca și ieșenii să poată avea un confort. Nu neglijăm nici zonele de cartiere, nu neglijăm nici străzile de categoria 3 și 4, dar veți vedea că suntem mult mai activi pe esplanade, suntem mult mai activi în scoaruri, suntem mult mai activi în ganguri, le igienizăm aproape în fiecare zi, suntem prezenți în marile esplanade și în marile parcuri, 24 de ore din 24, tocmai pentru a menține un oraș curat și pentru a ne mândri că trăim într-un oraș curat. Mie îmi place, chiar îmi place. De-a lungul timpului am văzut mai mult pe Ștefan cel Mare pe aici, pentru că mai mult prin alte părți eu nu merg. Este curat. Ați observat de-a lungul timpului echipele care fac curățenie în oraș? Sigur, în fiecare zi. Și cum vi se pare? E ok, ne bucurăm pentru că curățenia este liniștea sufletului, practic. Ați văzut echipele spălând străzile? Da. Da, în fiecare zi, seara. Foarte curat. Am văzut că primăria chiar începe să amenajeze spațiile verzi cu floricele, ceea ce îmi place. Salubris de 4 ani de zile se mândrește cu reînnoirea parcului auto. În fiecare lună ne vin mașini, utilaje, automăturători, cisterne. Chiar săptămâna aceasta am recepționat două auto spălătorește, le spunem noi, acele auto care spală containerele și le igienizează. Se folosesc foarte multe cisterne, se folosesc foarte multe automăturători, se folosesc acele multicar care avem pe ele, acele turbojeturi cu care spălăm mobilierul stradal, cu care spălăm coșurile de gunoi, cu care spălăm gangurile, folosim acea vidanjă sau cele două vidanje, că acum avem două. Eu cred că suntem moderni și cred că reușim să facem o salubrizare stradală mecanizată modernă. Cu ajutorul utilajelor performante, societatea de salubritate economisește timp și reușește să acopere mai multe suprafețe, optimizând astfel și eforturile angajaților. Utilajele au devenit un aliat de nădejde în realizarea sarcinilor de curățenie și igienizare.